Sanctus, 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 Dominus Deus. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. De aceea nu puteți sluji și lui Dumnezeu și banului. Dragi ascultători, iubiți credincioși, puține sunt frazele din Evanghelie care să-l pună pe om în fața unor hotărâri atât de precise și de categorice cum sunt acestea, ori Dumnezeu, ori banul. Însă, despre ce fel de ban este vorba? Desigur că nici nu poate fi vorba despre acel ban care este o răsplată justă pentru munca prestată și care este echivalent cu pâinea cea de toate zilele pe care însuși Iisus Hristos ne-a învățat să o cerem de la Tatăl Ceresc. Prin urmare, aici nu poate fi vorba despre banul care slujește vieții, ci despre banul care subjugă viața, care devine din mijloc scop și din slugă devine stăpân. E vorba de banul acumulat prin exploatarea altora și prin tot felul de șiretlicuri în dauna celor săraci și lipsiți de apărare. Acel ban care îi este dușman lui Dumnezeu, acel ban care nu-i folosește nici omului, nici familiei lui, acel ban luat drept scop al vieții. Când banul a devenit stăpân în locul lui Dumnezeu, atunci putem spune că este un idol, este vițelul de aur ce-și are numeroși adoratori, chiar și printre creștinii zilelor noastre. Unii oameni parcă nici nu știu să discute despre altceva decât numai de bani. Cum să-i câștige, cum să-i păstreze, ce să facă cu ei, cât câștigă unul, cât câștigă altul. Sfânta Carte ne vorbește despre un idol monstruos numit Moloch, care era adorat în Palestina înaintea sosirii evreilor acolo și căruia îi se aducea cultul prin jertfirea copiilor, care erau arși de vii în fața lui. Acel Moloch al zilelor noastre este banul, căruia îi se aduc astăzi diferite jertfe. Atâția oameni, bătrâni și copii, care îndură boli de tot felul și foamete din cauza exploatării nemiloase, sunt victimele acestui zeu crud, care se umflă ca un vampir, sugând în neștire sângele nevinovat al victimelor. Am criticat până acum banul, dar trebuie să fim atenți cu toții, pentru că putem fi nu numai victimele mamonei, ci și aceia care mai mult sau mai puțin adoră acest zeu, mai ales prin convorbirile zilnice, care de multe ori se învârt în jurul banului. Dumnezeu vrea ca banul să fie în slujba vieții. Tatăl e dator să muncească și să câștige cât mai mult ca să-și întrețină familia. Omul care nu pune banul în slujba vieții, îl pune în slujba morții. Îl investește în lucruri moarte, casă, mașini, pământ,
aur, argint, bijuterii sau în lucruri care ne conduc la o moarte timpurie, petreceri, beții, destrăbălări. Cu bani se dă omului haine, se construiesc locuințe, se călătorește, dar cu aceste lucruri nu se mântuiesc nici persoanele care recurg la ele, nici familiile. După atâtea falimente ale filozofiei, științei și tehnicii, s-a dovedit încă o dată că numai recunoașterea și așezarea lui Dumnezeu pe primul loc îl poate mântui pe om. Trebuie să ne folosim de bani, dar nu să-i slujim. Acest idol care este banul mai are și o divinitate geamănă care nu poate fi decât plăcerea trupească, destrăbălarea. Așadar, alături de zeul Moloch, zeul banului, se află zeița Astarte, zeița plăcerii. Nu e vorba de acel instinct care îl face pe om să iasă din singurătate și pe care l-a binecuvântat Dumnezeu atunci când a poruncit: creșteți și vă mulțiți, și pe care biserica îl binecuvântează în sacramentul căsătoriei. Dar e vorba de acea plăcere peste care a trecut păcatul devastator și pe care diavolul, ca o omidă, și-a lăsat balele lui infecte, dezgustătoare și molipsitoare. Un filozof contemporan spunea că dezmățul s-a cocoțat și a trecut în fruntea tuturor oamenilor ca un fel de comandant. A devenit un fel de religie care își are misionarii săi plătiți, templele și ritualul lui aparte. Rezultatul este devastator, căci întinează și înnăbușă viața. Oamenii din zilele noastre sunt foarte îngrijorați de poluarea atmosferei, a apei, însă nu fac niciun caz de otrăvirea conviețuirii umane, mai ales în rândul tinerilor care au pierdut orice gingășie, delicatețe și sinceritate în priviri. La fiecare colț de stradă, din orașele și satele noastre, se pot observa că ceea ce iese din gura oamenilor mici și mari nu-i decât o miasmă, o duhoare otrăvitoare, care ucide și care este mai toxică decât radiațiile de la Cernobâl. Aceasta fiind situația, poate vă întrebați ce trebuie să facem noi în calitate de creștini. Marea obligație a bisericii din zilele noastre, adică a noastră, a fiecăruia în parte, este aceea de a exorciza lumea, de a o îndepărta de idolii banului, a desfrăului, de a o înstrăina de cele două mari puteri ale răului spre a o aduce la Hristos. Misiunea noastră este de a lucra cu mult curaj și cu tot sufletul la a ne reda nouă înșine și apoi și altora adevărata libertate. De fapt, această idolatrie a banului și a desfrăului, pe lângă faptul că este o ofensă adusă lui Dumnezeu, este totodată și o sclavie, o degradare a omului însuși, fiindcă desfigurează o creatură a lui Dumnezeu. Dragi ascultători, iubiți credincioși, redescoperirea libertății de fii ai lui Dumnezeu, compromisă prin păcat, ne-a fost recâștigată de Iisus Hristos.
În acest an dedicat familiei creștine în dieceza de Iași, poate mai mult ca oricând, ar trebui să fie redată bărbatului și femeii acea coroană regească de la început, acea demnitate care să-l oprească pe om să se mai închine în fața atâtor viței de aur. Amintește-ți, creștinule, de demnitatea ta, spunea Sfântul Leon cel Mare. Gândul acesta ne va opri de a mai trăi ca în vechea sclavie a păcatului. Toate sunt ale voastre, însă voi sunteți ai lui Hristos, spunea Sfântul Apostol Paul în prima scrisoare către Corinteni, în capitolul 3, versetul 22. După cum se vede, nu mai există loc pentru altă slujire, nici pentru altă sclavie. Așadar, să ne descătușăm, să ne eliberăm de patimile care încearcă să pună stăpânire pe noi. În calitate de creștini, nu trebuie să stăm nicio clipă la îndoială, dar trebuie să luptăm, pentru că aceasta este cea mai mare obligație a momentului care ne stă astăzi în față. Amin. Benedictus cui